Let's come before God and thank Him that we meet together in that place. Ne ridicăm și începem dacă este cineva care nu poate să se ridice, poate să stea liniștit așezat pe scaun. If here is someone that is unable to stand up, he can stand on the chair. Mulțumim Dumnezeul nostru pentru că a fost cu noi în anul acesta. Lord, we thank you that you bring us this year. Mulțumim și mulțumim și pentru încercări. Mulțumim pentru lucrarea care a început în locul acesta, Doamne. Îți mulțumim ție pentru toți lucrătorii care s-au ostenit pentru slava numărului tău. Thank you for all the ministers that put the hand to help your ministry. Îți mulțumim și pentru frații noștri din Ucraina. And thank you for our brothers from Ukraine. Te rugăm să le răsplătești pentru efortul lor. Repay their effort. Te rugăm să le dai putere și înțelepciune, Doamne, în slujba ta. Și îți mulțumim ție pentru toate lucrurile. And thank you for all the things. Și dorim ca în tot ce facem numele Tău să fie glorificat. And we want that your name to be praised. Acum și în veci de veci. Amin. 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 Vă rog să ocupați locurile. Aș dori ca în câteva cuvinte să prezint biserica din locul acesta. I want that in small words to present the church from this place. Biserica din orașul Balș este una mică. It's a small church. Numără 18 membri. We have 18 members. În orașul Balș, care are o populație de 20.000 de locuitori. In Balș city we have a population of 10 times 1000. Mai există o biserică a fraților pentecostali. Here is also a church, a Pentecostal church. De asemenea, mai există o adunare adventistă. Adventist. Și avem și mărturie. Aș dori ca fiecare dintre dumneavoastră, dacă doriți, să vă prezentați pe scurt. And if you want, you can present shortly. După care și noi, membrii bisericii, care astăzi suntem și mai puțin în locul acesta, ne vom prezenta. We, the members of this local church, we present ourselves. Și fiecare va spune câte un gând, fiecare dintre membrii bisericii va spune câte un gând. Each of us will transmit a thought pentru anul care for the new year urmează. In front of us. Mulțumesc! Thank you! Pace? Credeți că bunătatea lui Dumnezeu se înnoiește față de noi în fiecare moment? Do you believe that the goodness of God renew every moment for us? Așa că în dimineața aceasta vă încurajez să nu trăiți cu gândul acesta de a regreta că nu ați putut să faceți mai mult în anul 2018. In this morning I want to tell you that you don't have to live with this thought that you can do more in this year than past. Vă încurajez să căutați lucrurile pe care Dumnezeu le-a lucrat în viața dumneavoastră. But I encourage you to look for the things that God already worked in your life this year. Și apoi lucrurile care Dumnezeu le-a pus în inima dumneavoastră pentru a le face în 2019. And then the plans that God put in your heart to do in 2019. La final, după ce echipa din Ucraina, din Kiev, va încheia cu timpul de laudă și închinare. After the Ukraine team will finish with the worship time. Vrem să avem câteva momente.
și fiecare dintre noi să aibă posibilitatea de a spune un lucru pe care Dumnezeu l-a ajutat să-l facă. We want that each of us to have a moment and to share with us one thing that God helped him to do in this year. De exemplu, ca să vă fie clar, o să dau un exemplu. Pe mine, de exemplu, Dumnezeu anul acesta m-a ajutat să mă smeresc foarte mult. I want to give my personal example. In this year, God helped me to humble myself very much. Cum? Văzând niște oameni în viața mea care să fie răbdători cu mine. He put in my life some people that were very patient with me. Chiar alții mai lupți ca mine. And others, they were not so patient. Deci e o combinație pe care Dumnezeu o folosește pentru a mă învăța lucrurile acestea. God used different people to teach me some lessons. V-am dat exemplu acesta ca să știți dumneavoastră. I gave you some example to you to know how will be this time of sharing testimony about what God worked in your life. Ok. Împreună cu noi sunt echipa din Kiev, dar ei au doi lideri. Together with us is here the Kiev team, but they have two leaders. Și unul, poate unul dintre ei ar fi frumos să explice și ce fel de lucrare fac ei. One of the leaders will be great to explain what kind of ministry they do. Apoi după ce ei încheie programul cu cântare, cu mărturie, cu predică. After that, the program will close with sermon, with testimony. Și împreună cu noi este și Katia din Republica Moldova. And together with us, it's also Katia from Moldova. Va avea și ea ceva de adus înaintea Domnului. And she will have something to bring before the Lord. Sunteți gata? Are you ready? Să primiți ceea ce Dumnezeu a pus în inima noastră. Are you ready to receive what God prepared for you today? La un moment dat am vorbit cu fratele Ion. I spoke with brother John. Și am zis că sunt cu echipa din Kiev. Și a zis, ce ar fi să veniți și la noi? And I said to him that I am with Kiev team, and brother Ion told me, hey, come to our church. Și au venit. And they replied in a good way, they come. Așa că au venit să vă binecuvânteze inimile cu adevărul lui Dumnezeu. They come here to bless your heart with the truth of God. Și era să veniți împreună cu noi, este și domnul Liviu, domnul Pătru și doamna Lili. Together with us is also Mr. Liviu, Lili and Pătru. Ei frecventează viitoarea Biserică Speranța. He come to our church from Craiova. It's a small church that is in the beginning. În spate este Luca. And there it's some care e implicat în proiectul echipat pentru echipa, adică în misiune. That he is part of the project equip to equip. Și Marius, care ne-a ajutat în dimineața aceasta cu mașina. And also Marius that help us with the car. So Amin. Amin. Okay.